12 copii cu vârste între 4 luni și 12 ani aflați în cătunul Pleșa, comuna Ribița, în comunitatea Copiii Soarelui, au fost evaluați de angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara. Între timp, DGASPC a mai identificat și alți copii din comunitate. Cu toții sunt astăzi integrați în societate. Toți copiii din cadrul Asociației Copiii Soarelui, care au fost identificați și evaluați la momentul percheziției și ulterior în baza documentelor primite de la organele de cercetare penală, au fost înscriși într-o formă de învățământ în funcție de vârsta lor, începând din acest an. Toți se află pe lista unui medic de familie și au fost evaluați din punct de vedere psihologic. Copiii sunt bine, sunt dezvoltați din toate punctele de vedere. Ei sunt înscriși la școala din Ribița, iar la Crișcior este un elev, cel mai mare dintre ei, care va face 18 ani acum în decembrie. Există o monitorizare, rapoartele se fac de către primărie și ni le trimit lunar pe toate, a declarat directorul DGASPC Hunedoara, Gianina Young. Ardelean Farcaș, fost miner, a înființat în anul 1997 Centrul de Meditație Visapana de la Dumbrava de Sus, din comuna Ribița, condus de asociația sa Copiii Soarelui. Timp de mai bine de 20 de ani, nicio instituție a statului român nu a făcut verificări la Copiii Soarelui. Liderul sectei a murit în data de 8 iulie pe patul de spital.